cât de aproape stau, sunt creepy? Da, puțin, puțin. Vreau să mă aud trigărăgii. Suntem la restaurantul chinezesc, e duminică seară. Suntem la Din Fu. Și suntem aici de o oră, cred eu. Nu mai țipa. Da. Suntem aici de o oră. Sau de mai mult. Ceva de gen. Mi s-a luat foarte greu comanda și acum o așteptăm și ne îmbătăm cu berii de-asta, ciuc. Fără alcool, de alcool, da. Și așteptăm să vedem mâncare. O să vedeți ce ne-am luat, vă arăt când vine mâncare. A venit o parte din mâncare, avem aici vita pe... Vita pe plită, încinsă. Și-a luat băiatul ăsta sos picant și aici avem spaghete cu legume, gen noodles. Ne-am luat cu legume pentru că n-am mai avea și variantă cu pui, cu vită, cu fructe de mare, dar am zis să ne luăm așa pentru că merge garnitură super bună dacă ai te vățește. Dacă ai carne și trebuie să mai vină pui dulce acrișor și un orez. Asta e orezul cu ou. Eu nu sunt neapărat fană orez, dar avem băiatul ăsta și poate să mănânc și eu. Am mâncat un pic din orez. E chiar bun, e simplu așa și de la lipicios. Și am gustat și noodles care sunt foarte gustoși, dar au pui în ei. Am zis că și de da, am găsit n-ai văzut ți-am arătat bucățica de pui. Asta pare, ia mai două un pic așa. Nu știu, am găsit niște pui, poate era pierdut pe acolo, dar... Ce e asta? Da, nu, asta nu e. Băi, promit eu că am mâncat pui, n-am nevoie. Bun, și după 100 de ani și 3 crize din partea cuiva. Nu eu. De foame, că adevărul e că am și mâncat foarte puțin azi ca să mâncăm aici mult și cu poftă. A venit și puiul dulce acrișor și a uitat și voi. Și mai trebuie să vină și pâinea chinezească ca și desert. Da, poftă bună nouă. Și succes tot nouă, că e multă mâncare. Să știți că am mâncat tot. Deci mie nu vine să cred că am mâncat tot. Doamne. Și acum... 30 de minute. Da, nu știu că au fost 30 de minute. N-au fost 30. N-au fost 30 de minute. Să știi că am mâncat încet. Da, și acum am trecut la pâinicile astea. El deja a mâncat două, eu nu știu, mi-e teamă. Ne pregătim să plecăm și voiam să vă arăt nota ca să vedeți și prețurile. Cam astea sunt. Plătim și plecăm. Gata, am plecat de la Din Fu, care e în spatele meu. Și mergem către mașină. E frig afară. Chiar am primit atenționare că e cod galben de ger sau ceva. Și vreau să zic că mă scot din minți lentilele astea de contact. Am vrut eu să fiu interesantă și să nu am ochelari, dar regret un pic că m-au cam enervat, cu tot cu picături, cu tot cu de toate, tot mi s-au părut enervante. Vai, ce, parcă mi-e frig aici. Da. În rest, nu știu, nu mai pot să gândesc la cât de mult am mâncat. Mi-e bine să cred că am golit fără friile, când am văzut câtă mâncare au adus, mă gândeam, zic, a, păi luăm la noi, mănânc mâine, la prânz. No, am mâncat tot. Da, dar v-am zis, ne-am pregătit, adică am mâncat de dimineață niște ovăz cu, mă rog, eu, ovăz cu lapte și un sandwich. Și de dimineață, adică de la 11, n-am mai mâncat nimic, ca să venim pregătiți. Și am și așteptat foarte mult. Imaginați-vă că am intrat în restaurant. Ne-a căzut fața când am văzut cât de multă lume e. Deci nu ne venea să credem, pentru că data trecută când am fost, era, cred că, miercuri seară sau joi seară, nu știu exact. Nu era nimeni, eram doar noi, o masă, atât. A venit mâncarea extrem de repede. A fost foarte bun, ne-a plăcut oarecum. Și am zis că probabil așa va fi și acum. Am zis, ei, facem rezervare, nu facem, că sigur o să fie gol. Și am ajuns, era full. Full era și nu era nicio masă liberă. Am zis, gata, clar. Trebuie să mergem în altă parte, eram deja super dezamăgiți, dar ei au mai multe încăperi, să zic așa, și ne-a dus într-un alt loc în care avea mai multe, vreo 3 mese libere. De ce așa frig mașina asta? Și... Pui tu... Ne credeam doar că te-ai mâncat mult. Nu știu. Asta care am gândit. Da, și ne-am ajutat la masă, am stat, cred că, nu știu cât am stat până ne-am băgat cineva în seama.
40 de ore. Da, o tonă am stat, foarte mult. După aia am mai stat și după mâncare, cât am stat? Jumătate de oră? Mai mult? După o oră, jumătate, oră 40. După, deci imaginați-vă, am stat foarte mult și ne era deja foame, ne s-a făcut și mai foame. Dar mâncarea a fost extrem a de meritat, bună. Chiar, da, a meritat, corect. Cred că e personalul de depășit de situație, mi-imaginez, ca alt motiv pentru care, na. Da, cât ora trecută a durat? A durat 5 minute, efectiv, până am venit mâncarea. Și era o masă lângă noi, la care am auzit discuția, că, na, povesteau, cred că tot așa se plângeau că au stat mult să aștepte. Știu că desertul, că nu știu, laseră lapte prăjit, l-au așteptat destul de mult. Și discutau, am zis, doi oameni între ei și ziceau că, băi, am încercat la vreo 4-5 restaurante din astea chineze și ăsta e cel mai bun, gen, și am zis, ok. Înseamnă că aici o să venim când vrem să mai mâncăm. Și tura asta a mers cumva la sigur, pentru că ne-am luat vită pe plită încinsă și pui de care am mâncat și pui dulce acrișor de care am mâncat și de trecută și știam că e bun. Dar vrem să mai încercăm, adică când o să mai venim, clar, o să încercăm alte feluri de mâncare. Pentru că au, frate, deci meniurile astea de la restaurantele chineze și sunt full de feluri de mâncare. Deci, doamne, până și spaghetele, nu știu, le au de 7 feluri. Da. Și nu știu, parcă mi s-a părut mai bună pâinica aia chinezească de data trecută, dar poate și din cauza că eram mai eram mai, adică am rămas așa foarte impresionat de lapte condensat. Acum nu m-a mai impresionat așa tare. El mai mult a insistat să luăm. Eu am zis că nu vreau, mi s-a părut foarte ciudat că el de ce nu e cu desertul. Eu imaginam că mâncăm altceva la desert, dar e ok. E ok, e ok. Se acceptă de data asta. Da, deci dacă vreți, Din Fu este în zona, nu știu ce zona e asta. Hai bravo, chică. E atunci, deci. Da. Foarte foarte ok. Cred că e doar un Din Fu oricum, că așa nu mi-a dat mai multe locații. Și v-am zis, problema este că aștept mult, dar e mâncarea super bună. În afară de asta, nu mai știu ce să vă zic. Mergem acasă, e 7 seara, e duminică. Mâine e zi de lucru. Mâine mergem la sală. Teoretic, eu nu știu. Mă mai gândesc. Da. O, ce lună drăguță. E plină, cred că e plină luna. Nu e. Nu e plină? Nu știu. Nu cred. Ha, caut. Ne-am contrazis noi odată cu luna plină, dar nu mai știu. Eu zic, a, tu ziceai că e plină? Și ziceam, nu e plină și ți-am arătat pe Google că nu e plină, urma a doua zi să fie plină. Am avut dreptate, că de ce? Cred că a trecut asteroidul ăla pe lângă pământ și nu s-a prăbușit. Nu? Cred că a fost, a trecut, fost, probabil. Am văzut și imagine. Am scăpat și de data asta. Neața, mi-am pregătit aici un castron cu lapte cu cereale. Am fost până la Carrefour să le cumpăr pisicilor mâncare, că nu mai aveam nici mâncare uscată, nici mâncare umedă. I'm such a bad mother. Și m-am dus și le-am cumpărat și am luat și niște cereale, niște afine, lapte, ca să nu știu ce să mănânc în dimineața asta. Și mi-am pregătit aici un bol. Vedeți că pe desktop meu încă este toamnă, da? Am zis hop așa când m-am așezat. Spune multe asta despre mine, nu? Da, e 9:44. Și e luni, v-am zis, nu, e luni. N-am fost la sală de dimineață, pentru că mie mi-a venit de-aseară. Cred că ați cam înțeles așa din ce vă povesteam aseară în mașină, că nu cred că o să merg la sală. Dar n-am dat detalii de-aseară, tocmai de asta, pentru că mi-a venit și știam că nu o să mă simt foarte bine. Și ar fi trebuit să nu fac, dacă mergeam nu făceam picioare, făceam altceva și după aia ar fi fost prea aproape cele două zile de picioare, așa că am zis că nu, mai bine mă duc de mai puține ori săptămâna asta și aia e, nu se întâmplă nimic. Și da, sunt un pic așa, mă cam doare burta, nu mă simt și foarte bine, m-am trezit, deci imaginați-vă, m-am trezit la 6 când a sunat alarma. M-a întrebat omul meu, vii la sală? Eu zic, nu, în ideea în care, dacă m-a întrebat, vii la sală, sau ce puțin așa mi-am zis că eu că m-a întrebat, se duce el, dar s-a culcat și el la loc. M-a susținut. A zis să nu meargă fără mine, apreciez. Și s-a culcat la loc, s-a trezit după aia la 7, m-am trezit și eu și atunci n-am mai dormit, n-am mai putut să dorm. M-am dus în bucătărie, am văzut că nu mai au pisicile mâncare, am zis ok. Și m-am dus la Carrefour și le-am cumpărat lor mâncare, am cumpărat un balsam de rufe, am cumpărat cereale, lapte,
ouă, cea mai multe chestii ca să am ce mânca azi, pentru că frigiderul e gol, goluț. Astăzi cred că o să mergem la Lidl mai pe seară să facem cumpărături. Și da. Nu știu ce se aude. Mă gândeam că astăzi e zi de curățenie și că trebuie mereu după weekend. După weekend, deci știi cum arată casa asta? Oricât de mult încercăm noi în weekend să mai așezi o pernă, să mai speli un vas. Nu știu, nu știu cum e la voi, dar la noi în weekend e așa, pe relaxare nu ne mai pasă, efectiv. De exemplu, când mă uit spre hol, observ 6, 5 jumate, practic, în perechi de încălțări, că văd doar un pantof din doi. Sunt pe hol pentru că, vă dați seama, în weekend și la finalul săptămânii ne-am tot încălțat cu chestii diverse și nu le-a băgat nimeni înapoi în dulap. Și acum când vrei să treci prin hol, trebuie să faci și slalom printre pantofi, printre încălțări, e foarte drăguț. Și eu ador să fac curățenie, îmi place extrem de mult, nu știu ce cu mine. Ziua de luni mie mi-a o foarte mare bucurie pentru că e impactul ăla, știi, că văd before-ul, mă uit așa, zic, oh, uite chestii, uite șervețele, chestii pe tavan. Și după aia când văd după câteva ore de muncă, văd că e fain și după aia e casa curată și e totul minunat, păi mă duc și o fac un duș, totul e super, deci ador ziua de luni, ziua de curățenie generală. Dar astăzi nu mă simt foarte bine, așa că nu știu exact cât o să reușesc să fac. Hei, micuț. Dar aș cam vrea să mă ocup pentru că se anunță o săptămână destul de plină începând de mâine. Și aș vrea să le rezolv astăzi cu curățenia ca să nu mai îmi stea pe creier. Plus că luna e o zi foarte bună să fac curat pentru că nu am nimic de făcut pentru YouTube. Nu am nimic de editat, nimic de filmat. Luna e chill. Și de asta vreau să rezolv de astăzi. Dar să văd și cum mă simt. Deocamdată mă pun să mănânc cerealele. Și ce frumos miros. Mi-am luat un alt fel de cereale pentru că am tot mâncat în ultimul timp ori ovăz, ori cereale de la Kaufland, alea triple shock, triple choc, triple ceva. Și în continuare îmi plac, aș mânca pungi întregi în fiecare zi, dar nu vreau să mă plictisesc de ele și am zis să mai schimb. Și la Carrefour oricum nu găsesc nimic, parcă proprie Kaufland, dă, așa că am luat cereale astea de la Nestle, ceva cu... Au fost ochelarii mei, ceva cu ciocolată și fibre și cereale de nu știu care și bob întreg și mai știu ce era scris acolo, pe care le-am mai luat și sunt foarte gustoase. Asta mănânc la primul mic dejun, după care mai târziu cred că îmi fac niște frigănele. Ups! M-am apucat să gătesc. Vreau să fac un sos pentru paste, să-l fac gen eu de la zero și am pus niște ceapă aici la călit, un pic de ulei de măsline. Și acum urmează să pun și usturoi. Eu m-am gândit să doap în chestia asta ca să nu fie și bucăți de usturoi, cu bucăți de ceapă vor fi. Foarte îndemânată că sunt cu stânga. Mi-am ales foarte bine și momentul și mâna cu care să fac chestia asta. Hai că am lăsat camera din mână. Ok. Și vreau să-l pun de la început că nu vreau să se simtă foarte, foarte usturoiat. Am pus un cățel din ăsta de usturoi chinezesc, cred că se numește. Bun, și pentru sos am roșii decojite cuburi. Vreau să le folosesc pe acestea pentru că aș vrea să fie sosul un pic, să nu fie sos, gen doar sos lichid, așa, să aibă și bucățele de roșii. Sper să fie ok și în caz că ăsta nu mi-ajunge, am și bulion. Și cred că o să-l desfac și o să pun și vreo două linguri, ori le combin pun jumătate, nu știu încă. Vreau să văd exact, să desfac roșiile, să văd cum e, cum arată, care e cantitatea. Adică să o văd cu ochii mei în tigaie. Și pastele pe care le voi face sunt aceste tortelloni, astea sunt cu carne, acestea sunt cu ricota și spanac. Eu voiam să le fierb separat și să le fac separat, dar Andrei mi-a zis, păi de ce? Combină-le, ce are? Și cred că asta voi face. Dacă practic sosul ar fi fost același, voiam să le las separat în caz că, nu știu, nu vrea el de vreun fel. Că eu știu că voi mânca din ambele. Țin minte că astea de la Lidl parcă nu erau extraordinare, parcă îmi plăceau mai mult cele din Kaufland. Dar am apucat să le luăm pe astea de la săptămâna XXL, vedeți, că sunt gen varianta mare. Au 500 de grame fiecare, deci un kil de paste în total. Și ar mai fi putut ele să stea în frigider, dar...
Nu știam ce să gătesc și parcă niște paste așa cu un sos de roșii ar merge. Acum să vedem dacă o să-mi iasă bun sosul. Am zis să nu cumpăr, să fac de data asta. Pentru că știam că vreau un sos destul de simplu și, nu știu, mi se pare așa o idee drăguță. Și pe lângă roșiile pe care vi le-am arătat, bulionul respectiv, sosul ăla de roșii, ce e el, vreau să pun și busuioc. N-am găsit prin ce supermarket am fost astăzi, pentru că pe lângă curățenie, ce bine e. Astăzi am fost mai întâi în Carrefour Market, ăla, din ăla mic, gen. Și apoi am fost și în Penny, pentru că Andrei ajunge foarte târziu astăzi de la birou, cred că și mâine la fel, pentru că e foarte, foarte ocupat. Și n-am avea cum să mergem să facem împreună cumpărături, să gătim, așa că am zis că mă duc eu la niște cumpărături așa micuțe, cât să am ce mânca dimineața, la prânz și uite seara. Și da, pe unde am fost n-am găsit busuioc proaspăt, așa că o să folosesc bulionul, busuioc uscat pe care l-am. Uite că e aici. Hai că sigur aveam, n-am luat azi că știam sigur că am, uite, busuioc. O să folosesc busuioc din ăsta, îl pun pe la final și aia e, n-o să fie exact la fel. Dar eu zic că o să iasă gustos. Vă zic, vă arăt și rezultatul final și vă și zic. Și pastele nu mă grăbesc să le pun la fiert, cum aș face în mod normal, că de obicei când mă apuc de gătit paste, vă dați seama. Mai întâi pun pastele la fiert și după aia mă ocup de sos și de restul chestiilor, dar la ele chiar nu-i cazul pentru că fierb în 3 minute, fiind paste din astea proaspete. Și cred că vă ziceam de vlogul trecut că aș vrea să mă uit la ceva documentar din ăsta cu dispariții, cu chestii. Până la urmă nu ne-am mai uitat la asta weekendul acesta, dar pentru că v-am zis, în seara asta sunt singură până mai târziu și mi-am terminat toată treaba, în momentul ăsta cred că e vreo 6:30, ceas, 7, ceva de genul, am zis că mă pun în fața televizorului, am luat o mică pauză să gătesc, dar o să mă întorc, să mă uit la dispariția micuței Madeleine McCain, sunt la episodul 1, e o miniserie, nu știu exact câte episoade are, nu mai știu, 5, 6, 7, habar n-am, dar se mișcă atât de încet acțiunea, deci în 30 de minute n-am aflat foarte multe chestii, nu știu cu ce o să umple atât de multe episoade, deocamdată a fost un pic boring, sincer. Mie parcă îmi plăcea mai mult formatul ăla de la ID Discovery cu emisiuni de jumătate de oră, cu cazuri prezentate, gen tot cele mai importante lucruri. Nu, mi-a mai plăcut genul ăsta de documentare, uite cum a fost ăla cu... băi, nici nu-mi vine nici cum se numea. M-am uitat eu acum vreo 2 ani, era cu o tipă, o măicuță, cred că era. Bă, ceva după televizor foarte dubios, nu-mi dau seama ce e. A, e un cablu. E un cablu scos din televizor? Ok, o să mă uit după aia. Da, ceva măicuță care era și profesoară la o școală catolică din America și, practic, documentarul respectiv, adică subiectul principal era dispariția ei, dar s-a ramificat totul, adică în primul episod a fost vorba de dispariția ei, după care au ieșit la iveală foarte multe secrete, foarte multe lucruri oribile care se întâmplau în școala respectivă. Tot felul de secrete și povești oribile din partea elevilor de acolo, spuse după niște ani, despre directorul școlii, despre... în fine, s-a adâncit foarte mult povestea. Aici nu știu dacă se va adânci atât de mult, că e dispariția unui copil care era în vacanță cu părinții și efectiv a dispărut din pat. Nu știu cât de adânc se poate duce, dar o să urmăresc în continuare și vă spun până la urmă cum mi s-a părut. Am terminat pastele, gata, le-am închis. Mi se pare că tortelonii au fiert destul de greu, scria că trebuie să-i las doar 3 minute, dar nu știu, poate din cauza că nu era suficient de fiartă, adică nu fierbea suficient de tare apa, habar n-am, și în momentul în care le-am pus s-a vrăcit instant apa și a durat mai mult, dar după aia când le-am pus în tigaie să le amestec cu sosul, au început să se destrame. În fine, acesta este rezultatul final. Am zis că nu pun parmezan aici în amestec, dar până la urmă am pus, am amestecat și am pus un pic și pe aia pe deasupra. Și din fericire am mai rămas în frigider, deci dacă o să fie nevoie de extra parmezan putem să mai punem. Și sincer, cred că o să fac niște budincă din aia de vanilie de la Dr. Oetker. Pentru că am făcut curat în sertarul nostru cu dulciurele, cu chestii, că mă plictiseam aici în bucătărie cât se pregăteau chestiile astea. Cât se găteau tortelonii și sosul și am dat de budincă și chiar mă gândeam, zic, băi, parcă mi-e poftă. Așa că cred că o să fierb acum, cât se răcesc pastele ca să mănânc cina, o să fierb și o tură de budincă de vanilie, că de ciocolată am tot mâncat în ultimul timp și de data asta nu mai pun proteină, că mi se pare că în ultimul timp am tot stricat tot felul de bucurii de ale mele punând proteină în interior și...
Da, am mutat budinca aici, că era în sertarul ăsta. Și nu mai vreau să mai fac chestia asta, pentru că o să mi se ia. Și budinca pe care am mâncat la trecut a fost cam lame. Știți că am făcut-o cu proteină? A fost ok, am mâncat-o până la ultima linguriță, dar n-a fost atât de bună pe cât e de obicei. Și am găsit o modalitate în care îmi place să mănânc proteina. Și anume cu ovăz așa, pe care mi-l cumpăr din Kaufland. Și de acum când o să vreau să iau proteină, o să-l mănânc cu ăla și aia e. Sau pun un ovăz obișnuit. Nu mai fac eu tot fel de combinații, că nu e idee bună. Gata, budinca. E gata și cina. Adică mi-am pus aici în farfurie apă și continui documentarul. Poate, poate devine interesant. Este marți. E cât e ceas? 1:30. Da, deși mă cam durea burta, de dimineață m-am dus totuși la sală și a fost un antrenament super. Și apoi am venit acasă cu gândul să mai dorm. Dar mă gândeam eu la ce să mă uit pe YouTube până să adorm. Și mi-am amintit că de ceva timp tot amând să mă uit la un clip, un podcast al unor oameni unde era invitat domnul doctor Gabor Mate, cred că ăsta este numele lui, un podcast în care subiectul principal era, mă rog, stați că vă citesc exact titlul. Stați o secundă că e în istoric. Nu sunt foarte pregătită, după cum puteți vedea. Așa, Understanding Men and Their Trauma with Dr. Gabor Mate. The Men Enough Podcast, așa se numește podcastul. Și da, episodul a început și efectiv în primele 5 minute eram, oh my god, cât de interesant este. M-am uitat până la minutul 22, cam așa, fără să-mi notez nimic, dar la un moment dat am pus pauză și am zis, nu, eu mi-aduc carnetul și încep să-mi notez chestii pentru că mi se pare tare interesant și dacă le notez, vă dați seama, revin asupra lor și am șanse mai mari să le rețin. Și când notam, mi-am zis că ar fi fain așa o discuție filozofică în clipul meu, în care să vă povestesc un pic ce mi-am notat eu, ce mi s-a părut mie interesant din acest podcast de o oră și 11, dar asta nu înseamnă că nu vă încurajez să vă uitați la podcast, pentru că este foarte, foarte mișto. Cu siguranță felul în care eu vorbesc și ceea ce transmit nu se compară cu felul în care vorbește acest om, care mie mi se pare extraordinar și îmi pare că nu l-am descoperit mai devreme. Acum chiar plănuiesc să urmăresc mai multe podcasturi în care este invitat, pentru că am văzut că sunt foarte, foarte multe clipuri în care el povestește despre traumă, despre legătura dintre emoțional și boli, tot felul de lucruri, atinge teme sociale, foarte interesant. Și vă recomand să mergeți să vedeți podcastul acesta sau, dacă nu vă interesează neapărat subiectul, puteți să mergeți la altele, dar am zis că ar fi drăguț să vă povestesc un pic despre ce mi s-a părut mie interesant, relevant și ce am vrut să rămână cu mine din podcastul acesta. Dar înainte de am auzi povestind despre lucrurile astea și sunt sigură că probabil vă gândesc de dimineață, băi, ce aș vrea să aud o fată de pe YouTube în salopetă gri care se sortează dubios de mult cu așezăturile de la pat vorbind despre despre traume, despre societate, despre, chiar știu că vă doreați, așa că sunt aici. Dar înainte de asta, voiam să vă spun apropo de așa un update cu privire la îngrijirea părului. Știți că eu sunt obsedată de îngrijirea părului, dar de scalp nu prea m-am ocupat așa de-a lungul timpului, în sensul că mai aplic din când în când ulei la rădăcină, dar de obicei nu, sau mai aveam niște mostre, așa, niște fiole de ulei, nu știu exact ce combinație de uleiuri erau, dar am senzația că erau și ceva uleiuri esențiale, pentru că avea așa un miros de portocală. Poate v-am arătat prin empties. Știu că mai am una sau două mostre în cutia mea cu rezerve. Nu știu că nu m-am mai uitat, dar în rest șampon pe scalp și cam atât, pentru că, nu știu, mie mi se pare că părul meu crește cât trebuie, nu sunt obsedată să crească 7 cm pe lună, pentru că realizez că nu se poate și mi se pare că îmi crește părul sănătos, n-am avut niciodată probleme cu căderea și tocmai de-aia probabil că nu m-am concentrat asupra scalpului. Dar vă zic,
că în ultimul timp Instagram mă înnebunește cu videoclipuri în care sunt tot felul de fete cu păr din acela absolut superb, care spun că toată îngrijirea și schimbarea reală în ceea ce privește aspectul părului lor s-a întâmplat în momentul în care s-au ocupat, au început să se ocupe de scalp. Și erau mai multe sfaturi, evident că cam tot începe de la o spălare a scalpului corectă. Știu că e un pas foarte plictisitor, credeți-mă, și eu mă lupt mereu când mă șamponez să petrec timp să spăl ca lumea scalpul, să masez, dar mi se pare atât de plictisitor, deci aș prefera să stau 3 ore în baie să masez mască în păr decât să masez scalpul cu șampon. Deci, foarte plictisitor este, dar e extrem de important, pentru că dacă nu te speli bine, nu arată ok părul și cumva nici vârfurile nu arată ok. Dacă te speli prea agresiv, poți să-ți cauzezi probleme pe scalp, diferite răni mici, nu le vezi, dar afectează, evident. Se usucă foarte tare părul dacă îl frestece, nu știu câte spele, așa, nici vreau să-mi imaginez, în fine. Și spuneau ele acolo, v-am zis, de mai multe chestii, inclusiv să te dai cu ulei pe scalp, lănuiesc să mă informez un pic cu privire la ce uleiuri sunt bune pentru scalp. Am tot auzit de uleiul de rozmarin. Și știu că și uleiul de ricin e foarte bun pentru asta. Pe mine mă cam enervează uleiul de ricin pentru că este extrem de viscos. E un fel de lipici, nu, deci nu-mi place consistența și nu mă văd aplicând acel ulei pe scalp, dar chiar o să mă informez, nici nu știu cum vine, sub ce formă vine uleiul de ricin, dacă e ulei, cum e uleiul de argan sau dacă e ulei esențial, habar n-am, dar cu siguranță o să mă pun să citesc și o să cumpăr niște uleiuri ca să-mi pun și pe scalp, că v-am zis, mereu mă preocup de lungim, dar de scalp nu prea. Dar până atunci am în casă produsul acesta de la Yves Rocher. Se numește Strength Serum. E un fel de booster, așa scrie și pe el, pentru liveless hair lacking density. Acesta e produsul. Vedeți că felul în care arată ambalajul e cumva, dă cumva de înțeles ce, cum trebuie să-l aplici, și anume pe cărări, să zic așa. Și el spune că trebuie aplicat la 2-3 zile, nu trebuie să-l clătești. Din experiența mea cu el de, nu știu, 2 săptămâni, cred că m-am ținut de el și am aplicat cam în medie de 2-3 ori pe săptămână, să zic așa. Din experiența mea, nu mi se pare că îngrașă părul, nu e ceva uleios, e un soi de cremă, nu mai am cutia, din păcate nu văd ingredientele. E posibil să aibă și un soi de alcool, nu știu. Am ceva produs aici oricum, să vedem. Încerc să n-aplic nici foarte mult, dar încerc să aplic totuși, să nu mă zgârcesc, să zic așa, pentru că vreau să-și facă treaba și, vedeți, mă duc, apăs și mă duc așa în spate. Și încerc să nu fac asta înainte de culcare sau ceva, încerc să o fac în timpul zilei. Ca să nu mă culc cu părul, cu scalpul ud. Nu se udă foarte tare, vă dați seama, dar totuși se udă puțin. Nu știu dacă o să-și facă treaba, nici nu știu dacă o să observ vreo schimbare, că eu dacă n-am probleme cu căderea părului sau chestii de genul, nu cred neapărat că o să observ o schimbare, dar cu siguranță scalpul este cea mai ignorată zonă a mea, să zic așa, până și tălpile au început să beneficieze de mai multă atenție din partea mea, vă zic. În fiecare zi după duș mă dau cu cremă pe tălpi, ceea ce înainte nu se întâmpla, efectiv era o zonă super uscată, dar acum scalpul e, dacă stau să mă gândesc că și acolo e piele, chiar dacă e acoperită cu păr, și cred că e cazul să fac o schimbare, pentru că până la urmă de la scalp pornește totul și, ce să zic, nu m-ar deranja ca părul meu să crească mai sănătos, mai mult. Bun. Și apoi, când simt că m-am dus cam peste tot, la ceafă, am senzația că aplic mereu mai mult, cred că cumva fără să-mi dau seama, apăs mai tare pe tub și masez. Masez, parcă aici e cam uscat. Ciudat, te-ai gândit că aici aplic mai mult? Și apoi, pentru că în ultimul timp nu am mai făcut asta când m-am șamponat, o să folosesc această perie să masez scalpul și de obicei fac chestia asta timp de mai multe minute. Nu știu. De obicei nu stau să mă gândesc că fac chestia asta, mut peria dintr-o mână în alta, că de obicei asta fac, ca să implic și mâna stângă. Știți că e bine pentru creier să faci chestiile și cu mâna stângă, dacă tu ești dreptar, să-ți mai schimbi mâna ca să-ți surprinzi acolo creierul, să creezi noi conexiuni. Avea un nume. Deci imaginez că sunt foarte relevant în momentul în care mă scarpe în cap și zic aici de conexiuni ancestrale, nu ancestrale. Da.
E doar așa, un update, ca să știți ce se mai întâmplă cu rutina de îngrijire a părului meu. Pentru persoanele interesate, cam asta e nou. Îmi doresc din suflet să-mi reachiziționez masca de la Cer 100, aia Ceramid, nu mai știu cum se numea, pe care eu am luat-o de pe Notino, dar din păcate pe Notino nu se mai găsește, tot scrie indisponibil. Mi-am trecut acolo mail-ul să-mi trimită notificare în momentul în care intră pe stoc, dar tot nu se întâmplă și deja mi s-a terminat de vreo 2-3 săptămâni, nici nu mai știu, mai mult poate, habar n-am, și mi-e dor de ea. Vă zic cu mâna pe inimă că acea mască e mai bună decât masca de la Joico. Și știți cât de mult iubesc masca de la Joico, este una dintre cele mai faine, mi-ajută mult părul, mi se pare că oferă greutate și că hrănește, hidratează, o mască bună, dar cel puțin pentru nevoile părului meu din acest moment, afară este foarte frig, e aerul uscat, e vânt, oricât de mult încerc eu să-mi bag părul sub bluză și să-l protejez și asupra pielii și asupra părului, mi se pare că se cam simt efecte de astea negative. Și, da, pentru momentul ăsta, masca asta mi se pare că nu își face foarte bine treaba și cum resimt chestia asta, e bine, părul se simte mai uscat, vârfurile se simt la fel uscate și trebuie să simt nevoia să suplinesc cu creme. Nu cu ulei, cu creme. Mai aplic și ulei, evident, știți că aplic uleiul cel de la Olaplex, aplic scolant pe vârfuri, dar serios, chiar simt nevoia de mai multă cremă, deci aplic mai mult din Olaplex 6. Deci da, îmi doresc foarte mult să recupăr masca aceea. Am văzut că se mai găsește pe tot felul de site-uri de la noi, nu știu, makeup.ro, pe iHerb.com am văzut că se găsește, dar sunt site-uri de pe care n-am mai comandat și nu știu exact care e treaba cu ele. Mă enervează. Am văzut că se găsește pe Amazon. În fine, probabil că o să o recumpăr. Chiar mă gândesc să-mi iau două, pentru că e o mască foarte bună. Deci aș putea să renunț la ce am acum în baie și să rămân cu un șampon, cu K18 și cu Cer 100 și aș fi good to go. Asta la capitolul spălare pe cap. Ok, o să continui să mă mai masez aici 2 minuțele, după care revin cu discuția filozofică. Când m-am așezat pe pat, chiar mă gândeam, zic ok, dormitorul a fost închis pentru că am întins rufe, voi nu le vedeți că le-am împins mai acolo, sau cred că vedeți o umbră de la suport și mereu după ce întind rufe prefer să izolez dormitorul și să-l fac așa pe post de balcon, la modul de deschid ușa, fac aici foarte frig ca hainele să nu prindă un miros de închis și stau așa vreo 2 ore. Și a fost dormitorul închis, v-am zis, toată lumea practic era în sufragerie și când am venit aici să filmez m-am gândit, nu-i nicio pisică pe pat. Sunt curioasă până termin de vorbit câte pisici vor fi. Deocamdată a venit Leo și sunt curioasă dacă o să vină și celelalte, pentru că Micuț și cu Puf cam dormeau împreună într-un mod foarte, foarte amuzant și nu cred că o să se ridice ele de acolo o să vină, dar rămâne de văzut. De fapt, hai că ridic camera și vă arăt cum dorm ele două, că sunt drăguțe tare de tot. Așa. Aici e Puf și aici e Micuț, care cred că visează că mai miaună din când în când. Ah, te-i trează. Ce faci, fete? Ei! Nu mă ataca. Da, chestia asta trebuie făcută zilnic din pătură. Am schimbat pătura între timp față de data trecută când v-am arătat furtul. Dar trebuie să le fac zilnic, pentru că dacă nu, Leo, v-am zis, sapă și își face singur. Da, așa că le fac furt din asta. Și ele dorm împreună, în momentul ăsta, nu? Nu cred că o să vină în dormitor. M-am întors aici și încerc să-mi fac ceva la păr, pentru că vreau să-l las liber. Deși nu arată extraordinar, încerc să nu-l prind acum, că e ud la rădăcină, vreau să-l las așa. Bun, cred că o să încep prin a vă spune, așa, la modul general, cine este Gabor Mate. Doamne, sper că îi pronunț bine numele, că ar fi trist. Mă puteți corecta dacă vreți. E greșeala mea, uite, n-am căutat vreun video în care să ascult cum îi se pronunță numele. Bănuiesc că e Gabor Mate, am înțeles că ar fi de origine maghiară, că s-ar fi născut în Budapesta și după aia a locuit în, sau locuiește în Canada, ceva de genul acesta, poate mă înșel, poate nu, s-a trecut așa razant prin clip, într-o discuție și am înțeles că ar sta sau a stat în Canada. În fine, este un autor, cred că cea mai cunoscută carte a lui este Când corpul spune nu. Eu personal nu am citit-o, însă am auzit foarte, foarte multe persoane care au citit-o și am înțeles că ar fi interesantă.
O să întreb pe mama dacă o are, ea are foarte multe cărți și mai ales din zona asta de psihologie. Și chiar o să întreb dacă o are când merg data viitoare la Galați să o împrumut. O să întreb. Sper să nu uit. Dacă vezi, mamă, clipul ăsta, spune-mi, te rog. Call-mi. Eu sunt sigură că o să uit. Sau, de fapt, o să-mi amintesc când o să văd acest clip. Bun, el e specializat în traume. Am înțeles că a făcut, de-a lungul vieții lui, că are aproape 80 de ani, dacă nu mă înșel, foarte multă terapie, are foarte multă experiență și este un om foarte apreciat la nivel internațional. Îmi place foarte mult cum vorbește, mi se pare că are efectiv un dar de a pune, frate, punctul pe ei și mi se pare foarte greu să vorbești, sincer, mi se pare o artă și mereu când ascult persoane care au acest dar, rămân așa, wow, și simt uneori că am niște idei și am anumite opinii, anumite... că mă duc cumva într-o zonă, dar nu știu exact să o punctez și în momentul în care ascult pe cineva care reușește exact să puncteze ceea ce am și eu în minte, dar nu știu să verbalizez, e așa, oh. Și asta s-a întâmplat când l-am ascultat. Bun. Cred că o să vă și citesc un pic, pentru că eu ce am scris n-a fost mot-a-mot din clip, cred că am doar un citat pe care l-am scris, din ce vorbeam, genul, vorbeau, ascultam, puneam pauză, scriam, dar în rest ascultam câteva minute, după care puneam pauză și făceam eu un rezumat ca la școală. Bun, primul lucru pe care l-am notat aici este referitor la procentul de persoane... cum să mă exprim, începuse discuția ceva de genul acesta că 70-80% dintre pacienții care au boli autoimune sau dezvoltă boli autoimune sunt femei și a atins tangențial, am crezut că se dezvolte și subiectul pentru că mi s-ar fi părut interesant legat de faptul că majoritatea persoanelor care se sinucid sunt bărbați și am sperat tot podcastul că o să ajungă și la acest subiect pentru că eram curioasă care e opinia lui, teoria lui în această privință. Eu bănuiesc că e vorba despre faptul că bărbații sunt educați de când sunt mici să fie bărbați, să nu plângă, să fie puternici, să nu-și arate emoțiile și în momentul în care aduni în tine emoții negative, aduni până nu mai poți. Asta e părerea mea. Și da, nu s-a atins subiectul acesta, însă a povestit un pic despre femei și a atins niște puncte pe care le-am notat și aici, și anume societatea patriarhală programează / educă, am notat eu aici, femeile să fie mai atente la ceilalți decât la ele, să fie drăguțe și să se facă plăcute, să se simtă responsabile pentru ceilalți, să-și ignore nevoile și să nu-și arate furia. Mi-amintesc că atunci când am citit Femei care iubesc prea mult, a fost cumva atinsă și zona asta de cum se explică felul în care iubim și trăim, dacă și are explicația în copilărie și spunea și autoarea acelei cărți, că bărbații sunt încurajați să fie bărbați, iar fetele, mă rog, vorbim de băieți, da? Băieții, fetele sunt încurajate să fie docile, să fie amabile, tot timpul să fie drăguțe, să fie acolo pentru cei din jur, da? Să fie suportul emoțional al familiei. Lucru care cumva mi se pare că se trage și din natură, cumva oamenii, da, nu cred că doar oamenii, trebuie să zicem că cam la toate speciile se reflectă treaba asta, cumva masculul e mai masculin și femela mai femela, au anumite lucruri care disting aceste genuri, însă una e lucrurile care sunt cumva, nu știu, date, că așa sunt ele sau că așa s-au, așa au evoluat. Pentru că, uite, foarte multe lucruri care țin de felul în care suntem astăzi au evoluat din vremurile în care locuiam în peșteră și femeia stătea acasă, stătea în peșteră cu copiii și avea nevoie de atenție distributivă ca să vadă unde e copilul 1, copilul 2, copilul 3, să se uite în jur, să fie sigură că e totul safe, să fie atentă și la... Așa, iar bărbații se pot focusa într-un singur punct, de obicei, pentru că așa a fost nevoie atunci, fiindcă trebuiau să vâneze și trebuiau să fie atenți la un singur scop. Și asta se reflectă și astăzi. Deci una sunt lucrurile astea și alta sunt lucrurile care sunt impuse, cu care suntem crescuți.
Da, care cumva ni se par un dat, ni se pare ceva normal, dar de fapt nu e așa. Până la urmă, societatea a fost creată așa cum vrem noi și dacă am reușit să schimbăm de mâine, am putea să o facem again cum vrem noi și normalitatea să fie alta. Da, deci foarte, foarte interesant felul în care sunt. Eu urmăresc în jur, eu știți că n-am copii, dar urmăresc mereu când am persoane cu copii în jur, urmăresc limbajul părinților vis-a-vis de copii, încă de când sunt ei mici, de la faptul că e treaba asta cu băiețelul, trebuie să fie îmbrăcat în albastru și fetița în roz, care mi se pare atât de, nu știu, 1600, like, come on! Și în continuare sunt bărbați care, dacă aleg să se îmbrace în roz, sunt alți bărbați care fac mișto de ei, mi se pare așa rău, ok, hai să-i vorbim un pic, nu știu, mie mi se pare nașpa, mi se pare nașpa și mi se pare o chestie care ne trage cumva înapoi și care, chiar dacă pare așa banală, mi se pare că e ambalajul a ceva mai profund, a faptului că facem prea mare distinție între fete și băieți, la modul toxic. Adică învățăm fetele să fie docile, să nu fie furioase, nu-i frumos pentru o fată să se comporte așa, fetele nu trebuie să, băieții nu au voie să plângă, dar ce ești tu, fetiță? Adică inclusiv aceste vorbe sunt atât de normale, adică cred că toți le-am auzit, dar trebuie să ne oprim, frate. Trebuie ca noi, generația asta, să conștientizăm și să nu mai ducem mai departe această greutate tâmpită, cretină, care apoi se manifestă, adică gândiți-vă și la procentul de bărbați care sunt criminali față de femei, da? Sunt mult mai mulți bărbați. Eu cred că e vina societății pentru toate lucrurile rele care se întâmplă și pentru toate lucrurile bune, este vina noastră a tuturor, nu doar a noastră celor de acum de pe pământ, ci a generațiilor din urmă. Doar că acum partea bună e că noi suntem în viață și putem să schimbăm, putem să vedem ce s-a întâmplat, să băgăm la cap și să nu lăsăm să se întâmple în continuare. Că schimbarea așa începe, nu? Mi se pare logic. Bun, după aceea mi-am notat eu aici, procentul mare se explică prin faptul că sistemul imunitar are rolul de a proteja corpul, de a lăsa în interior ceea ce este ok, iar un sistem emoțional sănătos, nu știu dacă am tradus cum trebuie, că v-am zis că traduceam din engleză și am senzația că n-am tradus chiar ok aici, dar o să înțelegeți un pic mai târziu la ce mă refer. Deci, iar un sistem emoțional sănătos are același rol. Deci, în momentul în care unul nu este funcțional, se reflectă și în celălalt. Spune el că mintea și corpul sunt inseparabile. Aici, știu că sunt persoane care nu cred în chestia asta și, efectiv, nu vor. Nu văd legătura între ceea ce manifestă corpul fizic, gen boală, stări de rău, și ceea ce se întâmplă la nivel emoțional / mental. Eu personal văd extrem de mult legătura, e ceva testat pe mine, nu am visat azi noapte. Când mai am conversații cu persoane de genul acesta, le dau câteva exemple care mie mi se par foarte simple și pe care le-am trăit și care m-au dus cumva la o anumită concluzie, și anume, în momentul în care aveam emoții la școală că urma să am un test, mă stricam la burtă. În momentul în care ești îndrăgostit sau ai emoții, simți fluturași în stomac. Sunt efectiv manifestări fizice ale unor senzații, ale unor sentimente, ale unor gânduri. Așa că de ce să nu extrapolăm și să mergem mai departe și să ne gândim că stresul pe termen lung poate cauza boli digestive, că furia reprimată poate cauza boli de inimă sau mai știu eu ce. Adică e cu siguranță, mi se pare, nu știu, A plus B egal ce, egal ce. Mi se par concluzie foarte logică, nu trebuie să crezi în conspirații și chestii ciudate ca să înțelegi treaba asta. Și aici, cam despre asta ar fi vorba, am scris eu, when you suppress the emotions, you're also suppressing the immune system. Deci el a spus că în cariera lui a observat că persoanele care aveau probleme din astea autoimune, care sunt de foarte multe feluri, nu știu ce puse, l-am dat să enumere și a zis că sunt vreo 70, doamne, sper că n-am reținut prost, eu nu prea rețin numere, probabil nu sunt singura care la istorie avea probleme să rețină anii, mereu a fost o problemă pentru mine și de obicei făceam tot felul de asocieri, uite că aici nici nu mi-am notat, dar a observat că majoritatea persoanelor care au aceste boli suferă și de problemele pe care vi le-am enumerat mai sus, unde povesteam despre cum sunt crescute femeile la modul de
persoane care se simt responsabile pentru fericirea celorlalte, persoane care persoane care se ocupă mai mult de ceilalți decât de ele, care sunt atât de ocupate să fie pe placul altora încât nu se uită și spre ele, spre interior. Cred că știți portretul acela de mamă grijulie care e efectiv epuizată, care nu se mai ocupă de ea de ani de zile pentru că societatea cumva te învață și nu doar de mame vorbim aici, au abordat și subiectul ăsta despre mamele din America, despre cum au concediul ăla de două săptămâni, cred că e, după ce naști, mi se pare incredibil, deci nu înțeleg cine... Nu știu dacă așa în toate statele, dar mi se pare o nebunie totală să naști, să te duci în atât de puțin timp la muncă. În condițiile în care există foarte multe studii care arată că copilul este absolut dependent de mama lui și că ar trebui să stea cu mama lui măcar în primii 2 ani, mă rog, cu părinții, dar vorbim aici de mamă pentru că e dependent de mamă copilul când e mic. Mi se pare inuman și absolut de domeniul fantasticului treaba asta cu întoarcerea la muncă. Da, și povesteau cum societatea din ziua de astăzi ne face să credem că noi suntem definiți de ceea ce putem să facem, de cât putem câștiga, de ceea ce putem achieve, de ceea ce putem realiza. Asta e ceea ce ne definește și când trăiești tot timpul alergând și dând din coate și fiind așa, trebuie să fac ca să fiu acceptat, să fiu iubit de cei din jur, adică nu ești iubit pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci, e rău, e toxic, e obositor. Bun, după care am menționat aici de un studiu din America, din... Doamne, Massachusetts? Ah, era un problem cu cuvântul ăsta. Un studiu realizat pe 200 de femei timp de 10 ani și spunea aici că femeile care erau în căsnicii nefericite și nu își exprimau emoțiile negative au șanse de 4 ori mai mari să moară. Mă rog, nu a explicat exact în ce condiții, bănuiesc că să se îmbolnăvească și să moară, decât femeile care erau în căsnicii nefericite, dar își exprimau emoțiile. Apropo de legătura dintre ceea ce simți și ceea ce ți se întâmplă, ce boli poți să dezvolți, vă dați seama că dacă te deranjează ceva ani de zile și nu spui, e mult mai rău decât dacă te deranjează și spui, e logic. Ok? După care vorbeam despre cum societatea patriarhală vorbeam un pic de Jordan Peterson și despre ideile lui. Eu știam din timpul facultății de Jordan Peterson pentru că un prieten al meu îmi povestea despre el și el îmi spunea chestii interesante pe care le zicea. E un tip super inteligent, dar omul a luat-o pe arătură un pic și zice o grămadă de tâmpenii și el am înțeles că susține că e bine să bați copiii, e bine ca în momentul în care copilul are un acces de furie, are o criză de nervi, whatever, trebuie să-l închizi într-o cameră, să-l lași singur până se reglează singur și... Doamne, și când am auzit chestia asta, mi-a venit în minte exact treaba cu stilul de atașament și cu cum se reflectă în viața ta de adult... relația pe care ai avut-o cu părinții primii 2 ani de viață plus viața intrauterină și mă gândeam, zic, wow, super, imaginez că un copil care e lăsat singur să plângă și să deal with your emotions gen la 2 ani, mă gândeam, zic, doamne, sunt foarte curioasă ce fel de adult o să devină și ce înțelege despre viață și despre relațiile interumane. În fine. Și au abordat și ei subiectul și eram acolo, ce tare. Uite, vorbeau despre faptul că atunci când, aici am un rezumat, da? Când copilul este mic și are un tantrum, nu sunt sigură că stăpânez bine acest cuvânt, dar așa l-am scris, tantrum. Știu ce este, dar nu știu dacă l-am scris corect. Un acces de furie, am scris aici în paranteză, iar părintele îl ceartă, îl pedepsește, nu-l înțelege și o ia personal, ok? În capul copilului se formează o legătură între exprimarea furiei și acceptarea / iubirea de la cei din jur. Nu știu dacă se înțelege neapărat din... ce am scris aici, ce vreau să zic, dar povesteau cumva că în momentul în care copilul este furios și tu nu mai vorbești cu el, te superi pe el, îl faci cumva să înțeleagă că e un comportament greșit și că, cum să zic, că tu nu accepti faptul că este o stare normală, că până la urmă furios o să fii toată viața. Când ești mic, te reglezi, evident, ai, nu o să te trântești toată viața în fund în supermarket că vrei o ciocolată.
Dar toată viața o să trebuiască să te confrunți cu emoții negative și lucrurile astea se fixează din copilărie. Și în momentul în care tu ești copil și ai un acces din acesta de furie, iar ai un părinte care se supără pe tine și se comportă foarte urât cu tine și spune că nu e ok, că nu trebuie, că în momente de astea eu nu te iubesc, eu am auzit lucruri de genul ăsta, prin supermarketuri, prin alte locuri, părinți care le spuneau copiilor, uite, acum nu te iubesc. Deci, un lucru care la fel e foarte important, eu n-am copii, dar s-a tot întâmplat să aud sau să citesc chestii de genul, e foarte important să faci distinția între copil și comportamentul său, adică în momentul în care copilul face ceva greșit, poți să te superi pe el, poate să te deranjeze ceea ce a făcut, dar în niciun caz nu trebuie ca el să creadă, să se suprapună el cu comportamentul lui. Sunt două lucruri diferite. Copilul trebuie să înțeleagă că iubirea ta pentru el nu se schimbă și că dacă e ceva ce te deranjează la el, nu este el, este comportamentul lui. Și dacă este furios sau este supărat, nu e ceva greșit. Eu personal am cam pățit la viața mea, din amintirile pe care le-am când eram destul de mică, s-a mai întâmplat să, nu știu, ți se strice o jucărie, să pierzi o jucărie care ți este dragă, iar părinții să fie așa, gen, mă rog, nu erau părinți în cazul, un exemplu pe care vi-l dau eu, dar și pe la Mind Architect cred că am auzit discuția asta, sau cel puțin pe Paul l-am auzit, nu știu dacă era în cadrul, nu mai știu, în cadrul podcast-ului, povestea despre cum când ești copil și ți se strică jucăria preferată, pentru tine e ceva dureros, că de-aia plânge, adică e ceva nașpa sau, nu știu, îți pierzi animalul de companie și în momentul în care te lovești de o atitudine din partea celor mai importanți oameni din viața ta, o atitudine de genul, plângi din cauza asta, încetează, nu mai plânge, în loc de, ok, îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta, înțeleg că ești trist, este ok să fii trist, nu? Adică genul ăsta de încurajare, de reglare, pentru că copilul he's a mess, adică ar fi să să plângă, să dea capul de perete că i s-a stricat mașinuța. Tu trebuie să îl ajuți să se regleze astfel încât atunci când este adult, nici să nu dea cuiva în cap în momentul în care e furios, dar nici să nu-și arate emoțiile de teama că cei din jur nu-l vor accepta sau îl vor privi așa ciudat sau... Că până la urmă sunt foarte, foarte mulți oameni care nu își arată cu adevărat emoțiile în public, majoritatea bărbați, din nou, pentru felul în care suntem crescuți, la femei e ok să fii emoționată, emoțională, să plângi, să-ți arăți sentimentele, la bărbați, dar ce ești? Femeie? Ca să nu folosim alte cuvinte. Și da, e foarte important, chestiile astea își pun bazele din copilărie, vrem sau nu vrem să vedem, sunt studii, adică e... Și are logică, are foarte multă logică, din punctul meu de vedere. Și aici mi-am mai notat eu că e un mecanism adaptativ care se instalează și rămâne cu adultul toată viața. Mă refeream la exemplu de mai sus, la ce vorbeau ei, ce povesteau cu copilul, că da, în momentul în care ești copil și atunci se formează legăturile în creier, dacă se întâmplă ceva, tu te enervezi și plângi și te superi și te exprimi și părinții tăi te pedepsesc, nu te înțeleg, te condamnă, se formează în mintea ta de copil că nu e bine. Nu așa trebuie să fac. În momentul în care, adică, dar nu în sensul bun, gen, a, de acum nu o să mai plâng, de acum voi fi acest copil perfect. Ci se înțelege ideea că comportamentul tău este cel care determină dacă vei fi iubit sau acceptat, ceea ce este oribil. Pentru când ești adult. Pentru că, gen, ce să vezi, nu te schimbi foarte mult. Sunt lucruri care rămân acolo și, din păcate, rămân foarte, foarte bine în minte și te formează ca om și greu tare să schimbi astfel de mecanisme, lucruri care ție ți se par, din nou, normale, pentru că așa ai trăit toată viața și privești într-un anumit fel relațiile cu cei din jur. După aia ai tot felul de probleme în viața de adult, mai ales în relația de cuplu, că cam acolo se reflectă problemele pe care le ai. Bun, atât mi-am notat eu din acest podcast, din nou vă invit să-l vedeți, ori pe el, ori altele, nu am cum să vă recomand altele cu titlu, pentru că nu știu. Pe parcurs, adică o să le urmăresc cât pot, cât găsesc și o să vă mai fac așa recomandări, o să vă mai dau update-uri. Deocamdată asta am vrut să vă zic, m-am încălzit foarte tare aici. Sper că v-a făcut plăcere să mă ascultați, mie mi-a plăcut foarte mult să... discut cu voi, știți că mă fascinează subiectele de genul sper că v-a plăcut subiectul în sine, adică tema. Mie mi se pare foarte interesant. Dacă de obicei mi se pare că n-am reușit să punctez exact ce aveam în minte, dar totuși
Sper că nu e așa. Da, cam atât. Cred că o să închei aici vlogul. V-am zis că este marți, vreau să le editez ca să fie gata pentru mâine. Săptămâna asta eu plănuiesc să postez două clipuri destul de interesante, atât vineri cât și duminică, să vedem cât o să-mi iasă. Vreau să... sper să nu regret că zic aici, dar aș vrea să filmez un story time legat de un subiect care e foarte funny, pe care eu îl povestesc foarte multor oameni pe care știu din viața reală și care, mă rog, la momentul la care s-a întâmplat mi s-a părut nașpa, dar după aia, adică în timp, acum mi se pare funny când mă gândesc și a trecut destul de mult timp, cred eu, și cred că aș putea să vă povestesc, dar nu vă zic despre ce e vorba, că sincer nu știu dacă o să... Adică mi s-a mai întâmplat să încep să vorbesc despre tot felul de teme și în timpul filmatului să fiu gen, știi ceva? Nu. Și să opresc camera și să nu mai filmez nimic. Sper să nu se întâmple asta, o să filmez mâine, nu filmez tot astăzi. Și da, dacă totul merge bine, ne vedem vineri cu un story time, după care duminică, cu un clip... nu știu dacă să-i zic surpriză, dar m-am hotărât eu să fac ceva și o să vă iau și pe voi cu mine și o să vedeți toate chestiile astea duminică, după care cu ce se întâmplă la finalul săptămânii ne vedem probabil miercuri, deci stați pe aici și veniți pe Instagram dacă vreți să fiți la curent, pentru că acolo postez chestiile mai în timp real un pic, dacă se mai întâmplă câte ceva și aflați cumva printre primii, dacă vă interesează. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul meu, sper că v-a plăcut acest vlog, nici nu mai știu ce am filmat până acum, cred că v-am filmat cum am gătit paste și... Nu mai știu ce am filmat duminică, habar n-am. Deci nu am nebunie, nu mai țin minte ce am filmat. O să văd acum când mă apuc de editat. Vă pup și ne vedem data viitoare cu un nou clip, să vedem care va fi. Pa!